Sărbătoare la Craiova. Ford a produs 1,5 milioane de motoare EcoBoost de 1,0 litri la uzina din Bănie. Lansarea producției a început în 2012. Motorul de 1,0 litri EcoBoost a fost proiectat la centrele tehnice Ford din Dunton, Marea Britanie și Merkenich, Germania. Iar din 2012, acesta se construiește la fabricile Ford din Craiova și Köln, Germania. Motorul EcoBoost 1,0 litri cu numărul 1.500.000 produs la Craiova va echipa un model Ford Puma ST-Line fabricat pentru un client din Craiova. Ford Craiova produce în prezent motorul EcoBoost de 1,0 litri în versiunile MHEV 125 și 155 de cai putere, dar și în versiunile tradiționale non-MHEV de 95, 100 și 125 de cai putere. Aceste versiuni echipează o varietate de vehicule Ford. Printre ele se află modelele Puma, EcoSport, Fiesta, Focus. Pe lângă acestea mai sunt și vehicule comerciale, precum Tourneo Connect, Tourneo Courier și Transit PHEV. Mașinile ajung la clienții Ford din întreaga lume. Motorul EcoBoost de 1,0 litri este de asemenea primul motor cu 3 cilindri din lume care dispune de tehnologia de dezactivare a primului cilindru. Sistemul permite oprirea automată a unuia dintre cilindrii motorului în situațiile în care acesta nu necesită putere maximă, de exemplu la coborârea în pantă sau la viteze de croazieră. Sistemul poate decupla sau recupla un cilindru în 14 milisecunde. În anul 2020, mai mult de jumătate din autoturismele Ford vândute la nivel european au fost echipate cu premiatul motor de 1,0 litri EcoBoost. Ford Craiova are în acest moment peste 6.000 de angajați. Aceștia lucrează atât pentru producția de vehicule, cât și pentru cea de motoare. Aproximativ 1.100 dintre aceștia lucrează doar la uzina de motoare în 3 și 4 schimburi. De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro. Investițiile s-au făcut pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generație. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiți doar în modernizarea secției de producție motoare.